intrăm înăuntru 2 minute și după aia ieșim pe șantier, să vizualizăm ce se întâmplă. Am ajuns de 250 de oameni prezenți pe șantier asta și circa 90-100 de utilaje. Stadiul real al proiectului undeva la 40-45% și cu ajutorul lui Dumnezeu sperăm ca până de Sfântul Andrei să dăm în circulație. Aici vedeți structura cea mai mare, 3 motoare, 300 de metri are, peste DN73-a și calea ferată. E practic culea numărul 1. Deci, cu toată zona asta, noi sunt circa 180.000 de metri cub de umplutură, numai în partea asta. Aici vedeți aliniamentul unde se înțeapă în DN73, în partea dinspre Brana. Noi, în această perioadă, și când spun noi, spun Guvernul României, face toate demersurile pentru ca lucrările de investiții în infrastructura de transport să meargă înainte. Am venit astăzi aici să vă rog să nu opriți acest șantier. Sunteți în grafic și vă mulțumesc pentru mobilizare și sper să vă țină Dumnezeu năravul până la capăt cu această mobilizare, că atunci aveți toate șansele să terminați în acest an cu această mobilizare. Sigur, depindeți de mai mulți factori, nu doar de factorul CNAIR, pentru că noi suntem cu plățile la zi, dumneavoastră sunteți în grafic, mai mulți și unul și altul suntem în avans față de termenele stabilite prin contract. În aceste condiții, eu vă rog să vă mențineți ritmul. Noi ne achităm de obligații. Am venit aici împreună cu domnul secretar de stat, cu domnul primar, cu domnul președinte al Consiliului Județean, toate autoritățile, cu directorul DRDP, cu toți cei responsabili ca din partea noastră, a beneficiarului, să nu existe nicio sincopă. Am discutat și nu mai reau chestiuni legate de intrările la parcelele respective, la expropieri. Toate chestiunile astea se rezolvă prin dialog și mă bucur că aici sunteți într-o echipă și comunicați, nu aveți nevoie de arbitru de la București. Și asta arată că sunteți oameni serioși și că puteți să vă achitați de obligațiile contractuale și mai încă o dată spun, mobilizându-vă așa, 6,3 km cu 3,6 km de drum la 4 benzi, 6,3 km de autostradă, pot fi dați în trafic la sfârșitul acestui an, sigur dacă nu intervin alte chestiuni care nu țin de voința noastră. Noi vom face tot posibilul ca în acest an toate șantierele pe care le avem într-un stadiu avansat de execuție să le finalizăm și să le dăm în trafic, pentru că vrem în paralel să dăm drumul la alte șantiere noi și pentru că suntem la Brașov, un obiectiv major al Guvernului este acela de a porni șantierul la Comarnic Brașov. Este un obiectiv asumat de către Guvernul nostru. Vom veni în perioada următoare, în zilele următoare, cu un plan. Discutăm și cu partenerii financiari externi, dincolo de Comisia Europeană, discutăm și cu alți parteneri externi care vor dori să vină alături de noi și să dăm drumul la unul dintre cele mai importante obiective de investiții în infrastructura rutieră din România, și anume autostrada Comarnic Brașov. Deci mergem înainte, am văzut și la aeroport, lucrările merg foarte bine, tot sprijinul din partea ministerului nostru, a autorităților, companiilor, în coordonare, în subordonare, în sub autoritatea noastră, să mergeți înainte. Nu există nici o piedică în a realiza aceste obiective, pentru că avem 6,4 miliarde de lei alocați prin bugetul pe anul 2020 pentru finanțarea tuturor obiectivelor de investiții în infrastructura din România. Așa că avem bani, avem voință, avem proiecte, avem antreprenori serioși, niciun motiv să nu credem că nu vom finaliza aceste obiective.
Vă dau numărul. Aia am vorbesc cu ea, nu e acolo. Da, am pasajul. Am vorbit cu ea. Se interesează. Dacă ai asta, ai pasajul. Spuneți-ne în ce stadiu vă aflați cu lucrările, văd că se lucrează destul de intens, cum stați, povestiți-ne un pic la ce lucrați acum. În momentul de față lucrăm la așternerea primului strat de asfalt, lucrăm la balast stabilizat, așternere, lucrăm la pasajul mare peste drumul DN73A și peste calea ferată spre Zărnești și lucrăm la drumul de legătură, la terasamente și inclusiv la podul peste Chipășel. Suntem mobilizați, lucrăm din plin, de ceva vreme ne lasă și vremea să lucrăm. Eu zic că putem să facem niște progrese semnificative în următoarele săptămâni, chiar dacă depindem și de vreme și de coronavirus, de ce mai poate apărea. Mulțumesc foarte mult, numele și funcția dumneavoastră. Mihai Nica mă numesc eu, sunt project managerul de la Autostrad. Mersi foarte mult!